Da, salutare la toată lumea și bine ați venit la un nou episod din care o să ne facem acum un caracter. Am intrat pe serverul Antelantis România. Noi am zis că băi, e și timpul să mai vedem, să mai investim un pic de timp în alta, whatever, chestii de genul. Și am ales acum. Am selectat suficiente haine. Păi da, nici nu vreau să le selectez pe toate, sincer. Na, în fine, shoes le punem pe whatever. Nu cred că contează tare mult așa. Lex, hai să găsim niște pantaloni mai cât de cât. Ba, am zis că dacă tot stăm pe aici, ne investim un pic din nou timpul într-un server de roleplay, totodată. Am zis că e mai ok să am roleplay, știi, să le combinăm între ele, că na, am observat și o mică schemă în care efectiv da, nu prea vă place un exemplu chiar așa de mult seria de Matrix Odus, să fim sinceri. Așa că hai să vedem. Pentru a te putea familiariza cu orașul, am pregătit un tur. Obține permisul de conducere. Ba, așa arată serverul. Hai să pornesc motorul. Control. Ok. O să dau un pic mai tare dacă tot vezi pe aici. Am 500 de dolari. Și cred că asta serverul unde o să mă țin să mă joc. Pentru că acum am ce nici nu-mi place nebuneala, nici nu referitor și la serverul celălalt unde am jucat, bă, asta e whatever. Așa că am zis, zic, bă, hai să mă dau un pic de timp, o șansă. Așa o să mai avansăm pe episodul, o să mai vedem. Vreau să creez un story, de fapt. De la celălalt, dar mamă, dar ce ciudat e, de ciudat, și din câte văd numai mod de grafică. Da, vedeți cum se încarcă texturile, adică nu știu dacă pe episod se vede, dar la mine se vede, adică inventarul. Nu prea am văzut lumea să facă live-uri pe serverul ăsta. Dar puteți să veniți, puteți să încercați. Playerul are pe undeva la de acum 98 de persoane. Deci e de roleplay, cam asta și contează. Hai să vedem faza cu permisul de conducere. Vedem despre ce e vorba până la urmă. Mă aștept oricum majoritatea pe oră deja să aibă, nu știu de cât timp e deschis serverul. Nu e plătit, ca să știți. Nu e promovare, nu e nimic. Ideea că am ales eu pur și simplu să merg să mai ne jucăm un pic și de roleplay. Știți, în cont că da, n-am mai jucat de foarte mult timp de la faza cealaltă. Așa că o oră, două pe zi e ok, mai putem avansa mai în altă parte cu live-urile, pentru că nu prea am timp. Hai, toată faza, vin pe undeva până la 10-11 acasă, până la 2, 3, 4, hai mă culc. După aia stau cu familia, mă mai duc afară, mă mai duc în alta, mai încerc să mă mai regreze, după aia salut. Ma, atâta cu tot, mă înțelegi? Iar cu de seară pe când ei trebuie să mergi și să faci din nou toate treburile astea. Ok, hai să vedem. Nu știu dacă l-aș arăta, sincer, adică... E, în fine. Driving school. De ce are așa? Mașini, bărci, elicopter, motoretă.
Zic 1.000.000. A, 1.000? Bă, 1.000.000. Ce tendință prezintă un autotomic cu tracțiune pe spate dacă accelera supra puternic în curba? Ce? Autoturismul urmează fără deviere cursa volanului. Autoturismul tinde să derapeze cu spatele spre exteriorul. Roțile din față se învârt în gol. De fapt, e obligație are conducătorul când circulă pe un drum public. Să circule numai dacă verificarea lunară, what the fuck? Să circulă doar pe drumuri publice, doar pe drumuri permise și să respecte limitele de greutate stabilite. Vedeți, stai, pentru că nu ești gabarit depășit. Să se informeze din timp la administrarea de munții în legătură cu evenimentele limitate de what the fuck? Ce se așteaptă? No, mă rog. Ce se înțelege prin conducerea ecologică a unui vehicul? Obligația de a folosi în permanență care vor ce? Ce se înțelege prin obligația ecologică a unui vehicul? Bro, serios. A ieșuat. Așa. Bine, bă, bravo. Doamne. A, de părat. Fili. Pieteneți cu tracțiune spate. Când circulă pe drum, se înțelege prin conducerea ecologică a unui vehicul. Urcă-te în vehicul pentru a începe proba practică. A, era așa de simplu, nu? De aici îi... Domnul ia pe iute. Nu te prinde cum tu... Hai să merg așa încet. Sper să mă bagi într-un virtual world. Să zic sincer, da. Vă dați seama că nu prea am chef să vină toată lumea să dea în mine. Adică, să fim realiști. Adică te vă dam și apă și mâncare. Deci... Na, roleplay, tata, hai să vedem cum, na, cum e pe server, cum, știi, că este de genul. Ce îmi place mult e că nu te ține jumătate de ori la examenul auto, la asta mă refer la întrebări, adică, eu, până la urmă, nu ar trebui să te ține, că dacă e și baza aia că trebuie să ne limităm la un joc, vă dai seama că atunci nu ar trebui să te ține chiar deloc foarte, foarte mult. Și, na, cel mai ok, rapid, trei întrebări, salut. Ia, ai picat din prima, mi-ai dat o dată și asta e, adică nu e orice. Bă, sper că pe aici sau nici o să citesc și regulamentul de la server. Etichete roleplay. Odată ce se întâmplă un fail, lasă preț acolo cu mâini. Nu mai comentez nimic. Cea mai proastă regulă, nu știu cine Dumnezeu mamei lui o putut inventa regular etichete roleplay. Bă, mă rog, dacă se întâmplă 1.000 de feluri într-un roleplay, ce roleplay vrei să mai ai, frate? Bă, pe degeaba, pe câte unul nu-l interesează, știi? Bine, mă, un player în plus, unul în minus, tot acolo e, știi? Despre asta e vorba, până la urmă. Pe mult nu-l interesează. Primit un vehicul, sugerez pentru achiziționare. Am primit bănuț. Opa. Permis, ce? Fără permis de conducere? Păi da, unde-i ăsta? Da, nu. Eu prea dormit. Ce teorie. Da, bine. Eu prea dormit, dar de unde mi-au? De la polițist? Mă conduce un vehicul fără permis de conducere. Ok, ok, și de unde le-au? Mama, că e copilul nu se dă în mine. Bă, mi-au dat 1.000. Acum, bine, 100 de dolari. Dacă era să le iei din prima, mai era poate 1.100. Și pare că, bă, că 1.000 de dolari e asta cum se numește... Ăla...
Mașina. Hai să vedem. Păi ce ciudat mi-e acum. De când am mai jucat de... Așa, ori pe Regen pe Alba, am căutat niște servere. Da, da. Da, da. Nissan Titan. LOL. Da. Ai văzut ce înseamnă un nume? Bine. Cine... Da. Cine ar zice, știi? Am un coleon pe ăsta. Bă, Ricard. Bă. Da, mă, să le iau pe ăla. 2700 club. Bine, bă. Pentru sigur am văzut, îți recomand să te acționezi un microfon în care... Da. Și de unde? Pune telefon în care apă... A, da, da, ok. Bă, 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 mamă, dar ce... Bă, cum se vede caracterul, e nebun așa de sus, știi? Bă, what? Te mă, și aici e oprit chat-ul. A, nu. A, dar nu te deranjează chat-ul și alea. Wow, ce fain arată, ești nebun? Bă, ești pămpălă, ce fain arată. Ce-ai cum ar fi cheșii de alea? The fuck, ăla a început să tragă? LOL? Sunt în shop la magazin, bro. Păi, what? Bine că... Hai că m-am... Da. Cum deschid... Da. Microfon cu e vehicul. Pe L, nu îmi da ce departe s asta. Bă, nu, nici asta n-am apucat, n-am văzut, sincer. Mamă, că una, hai să merg dincolo cel mai bine, că e nebuneala, adică... N-am, nu mă așteptam. Ceea ce poze de tamnă n-am putut face, nu? Aia cred că erau Sias. Nu știu genul de rol, dar mă gândesc că roleplay, adică nu cred că ar fi easy sau chestii de genul. Bă, la prima rale este, adică na. Nu, dar nici nu asta. Business. Hai să vedem aici. Hai, noroi. Smartphone. What the fuck, 300. Ce costă 15. Păi atunci tata mai are cumpărăm de asta, e bun. Câte? Două sticle de apă. Păi și unde mă duc să umplu sticle de apă? Stație, canistră, mâncare, băuturi. Sticle de apă. Bine, nu e roleplay, da? Da, e vorba bine. Inchisiționează un obiect dintr-un magazin. Ai, pe pas, pe pas, puu, doamne. Era office pentru a primi... Office? E office. Ue, 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 office, ce office? Era office. E office. Hai, bă, aici ceva nu e regulă. Pentru a primi task-urile. Ce asta, mă? Ia, office. Office? E, wow! Da, bun. Hai să mergem până la poliție înainte. Și după aia vedem. O scurăs cu playerii, cum
Dar s-a avut ok, să de genul, trebuie să avem o mică interacțiune. Am avut prima interacțiune, am avut-o cu celălalt, nu prea m-aș... aș fi băgat. Așa în seamă, adică ăia trec pe acolo, salut frate, m-a ajuns pe mine. Înțelegi? Hai să vedem la poliție, să vedem de permis. Păi, știți bine că tot mi-a venit tot timpul să mă uit în spate, deci... da. Obișnuința aia de a mă uita în spate. Au, băieță, degeaba, bro, au. Cine știe de cât timp e deschis serverul? Bine, mă uite de la el ce fain și-a tunat în cine. Bă, chiar arată mișto, adică... da... liniște. Bine, și pe aici stroller ca peste toate, pe toate serverele, până la urmă. Nu e nici o mendă neplătită. Plăcuță de mai bine când se achiziționează plăcuță, nu, bro, dar am nevoie de permisul ăla, lol. Kebab. Folosește. Water. Da, nici nu trebuia să beau, dar în fine. Eh. Așa, arată chiar ok. Nu vedem noi după aia de un mod grafic sau piese de ce, nu știi? Da, acum ok, nu mai apare treaba că bă, conduci cu referinii sau piese de ce, nu știi? Și mai, poate v-ați gândit că a, acum zici că e fain în alta și după aia iar o să apară unul și iar o să te lași de server. Bă, ideea nu. Ideea că nu-mi plac serverele unde sunt tot numai pe ore. Și baza numai pe ore, adică vreau stau să investesc în cum am zis, o oră, vreau să mă joc o oră, două, dude, să fac rupe, să fac job-uri, clar, să... nici nu știu, mă. Dar vreau efectiv să știi, adică genul ăla de, ei, stai, băi. Nu, m-am săturat de alte chestii, știi? De Office. Pentru că trebuie Office, contact 95. Am primit 6 căsturi de la birou, acest birou are taxă de... foarte bine alegere în continuare turului. În continuare turului urmează să te familiarizezi cu locurile de muncă. Bun, guvernamentul, ok. Bun, de aici... jobul de curier. Aici o să oprim, de exemplu, la un garaj. Și v-am zis, ne oprim aici, astăzi. Ajunge cât am făcut. Dacă vă place, apăsați butonul de like și subscribe. Vă aștept și pe voi pe server. Poate mai facem un... ne întâlnim, eu știu, mai facem un roleplay, un alta, mai mi-ați explicat și mie de care toată schema. Oricum vreau să termin și feria neapărat pe sâmbătă sau când o să fiu liber, când o să facem live-uri, să fac, atunci aș putea să fac două episoade. O zi, hai ven, o zi, de, ăla cum se numește, Metro Exodus. Ca să și terminăm, la urmă, știi? Bun, guys, acesta a fost episodul meu. Ăsta mi-e picos. Eh, nu pot să-și să cadă din micul. Despaunează. Foarte bună idee. E așa din câte văd ea, am și PPS-uri, am de alea, deci... da, zic, vă aștept și cu voi pe server, vedem despre ce e vorba în alta. Și am asta e până la urmă. Așa că v-am pupat. O să facem task-urile și alea până un alt episod. Nu uitați de butonul de like, subscribe și ne auzim pe data viitoare. Te-am pupat. Pa, pa.